devenit deja tradiție ca în fiecare an, pe data de 9 mai, în fosta cetate de scaun a țării românești, Târgoviște, să aibă loc un eveniment cultural de înaltă ținută și anume Primăvara Clasică Europeană. Anul acesta, evenimentul a fost găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor. Ca în fiecare an, din 2014 și până în prezent, autoritățile târgoviștene, odată cu Primăvara Clasică Europeană, au aniversat 3 evenimente. Câștigarea independenței, 9 mai 1870, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, 9 mai 1945 și Ziua Europei. Este un eveniment organizat de Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița în colaborare cu Primăria Municipiului Târgoviște prin Teatrul Toni Bulandra. Evenimentul Primăvara Clasică Europeană a ajuns la cea de-a 5-a ediție, a stat sub semnul centenarului Marii Uniri. Primăvara Clasică Europeană este un eveniment aflat la cea de-a 5-a ediție, un eveniment organizat, așa cum s-a spus, de Primăria Municipiului Târgoviște, prin Teatrul Municipal Toni Bulandra, de Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul de Cultură, un eveniment menit să marcheze, într-un mod cu totul și cu totul inedit, destinul european al României. Un eveniment care în acest an are semnificații cu totul și cu totul deosebite, fiind sărbătorind centenarul Marii Uniri și un eveniment care am convingerea că ne va face să petrecem o seară deosebit de agreabilă, că vom avea parte de de o prestație artistică de o înaltă ținută. Și mai ales meritul principal al evenimentului este că, iată, ne adună din nou pe toți împreună, iubitorii de muzică, iubitorii de spectacol, iubitorii de artă, și cred că acesta este lucru cel mai important. Orchestra Simfonică Muntenia, dirijată de Daniel Jinga, a interpretat lucrări din creația compozitorilor români ai ultimului secol, mulți dintre ei de renume internațional. În plus, armonii pur românești se regăsesc și în creația unor compozitori precum Bartok sau Franz Liszt. Concertul a fost prezentat de actrița Alexandra Verinciuc și solistul vocal Vlad Miriță. Alături de Orchestra Simfonică Muntenia, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, târgoviștenii au fost îngântați de vocile unor interpreți speciale: Anastasia Lazariu cu Ana Maria Șerban, Florin Georgescu, Marcel Pavel și Vlad Miriță. Primăria
Compania Municipiului Târgoviște, alături de Teatrul Toni Bulandra, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, au organizat evenimentul Primăvara Clasică Europeană, ajuns la cea de-a cincea ediție.